ciorapii despre stăpânul lor strate. Vorbeau de nu se mai opreau, căci gânduri multe frământau. Ciorapul drept, mai îndrăzneț, căzând în brațele lui stângul, a spus: voi hainelor, cum vreți, eu mă dezic să-mi calț o mândru. Istratea noastră s-a mândrit, nu ne mai duce în adunare, îmbla iurea, ne-ncalță de pe un picior pe altul seara. Ba chiar ne poartă pe căi strânge, adăugă din spate stângul. Calcă prin case blestemate, mâncând o splături vinovate. Ții minte cum era înainte, când el mergea la adunare? Eram spălat cu apă fierbinte, eram curat ca lui picioare. Of, of! Atâta zisătule! Oftase obosit căciula. Din tot ce are în cap pe strate, lucrează doar o jumătate. Căci părăsind el adunarea și aruncând Biblia în dulap, uitați-vă ce stare are! A devenit un îngânfat. Eu îi păzesc capul de ploaie, urechile îi încălzesc, iar el gândește la războaie, nu la orașul cel ceresc. Când el stătea în adunare, eu l-așteptam în buzunar. Acum de mine habar n-are. Mă uit în beci, mă las afară. Ciorapii, ascultând căciula, au început a se înnoda. De azi, strate, mergi de scurs, căci nu de azi noi doi vom sta sub bar. Pe mine voi cui mă lăsați? Eu cu istrate nu rămân. Vă spun și eu cu voi supat, decât să stau cu așa creștin. Și ascunzându-se sub pat, s-au făcut una cu covorul. S-au învelit până și în praf ca să nu-i mai găsească omul. Care-i moral aici, creștine? Că dacă îl părăsești pe Domnul, fug chiar și hainele de tine și după ele urmează totul. De aceea până nu-i târziu, ridică-ți patul.